reclamă la Colombo Filiu, ei fac reclamă la altceva. Problema porumbeilor e problema a porumbeilor și a originii porumbeilor. Deci poate să-mi țină teoric. Că le dăm ce le dăm? Le dăm nu știu ce și vin mai repede. Le dăm, da, sunt de acord cu tine că întreținerea e foarte bună, că vitaminele sunt, dar nu excesul. Așa. Iar medicamente, excesul de medicamente nu face bine deloc. Deci s-ar putea ca porumbei ăștia care au zburat anul ăsta la 2, la 3, la 4 ani să fie porumbei din perioada aia, care excesul de medicamente și de aia ca să-i țină viu, asta a fost foarte mare. Dar o să vedem, noroc. Dar o să vedem ce va se va întâmpla la anul, pentru că anul ăsta e un an pe care e bine să-l uităm. Am pierdut, așa e, da. Majoritatea au pierdut enorm de mult. Nu uita un singur lucru. Eu mă refer la București. Nu știu ce se întâmplă în partea aia. Sunt două direcții. Direcția care vrea să zboare concurs cu pui și direcția care zboară mașina prieteniei. După părerea mea, e o greșeală fundamentală mașina prieteniei, care te poate păcăli. Pentru că zborul cu pui în concurs nu este un zbor să concurez eu cu tine. Este un zbor să mă controlez pe mine. Să-mi controlez împerecherile, să controlez ce mi-a rezultat, ce vine, vine în față, nu vine, ce împerechez la anul. Vor mașina prieteniei, bag 70, au venit ei număr, 64, nu știm care sunt. Mai bag o dată, vin 50, nu știm care a venit. Mai bag o dată, o să-mi spui că i-ai scris pe toți 100 și cauți la sfârșit. Da. Nu înțelegi că până la urmă controlul pe cipuri, pe asta din concurs, plus că de obicei în vorul cu pui, cât un porumbel te anunță, unu. Te anunță la un concurs, după aia nu mai vine în față, dar te anunță. Și astea sunt toate semne pe care trebuie să le contabilizezi. Da, deci, da. Povestea cu mașina prieteniei la care s-a revenit este o chestie, ne-am întors cu 20 de ani în urmă. Să reia ciclul, da. Da, ne-am întors cu 20 de ani în urmă pe principiu că chipurile costă 8 lei. Foarte scumpe. Enorm. Așa. Gândește-te că plătești 5 lei ca să zbori porumbelul și 8 lei pentru un chip. Deci marea problemă a columbofiliei este și această problemă pentru care Uniunea și cei care comandă trebuie să lupte. 8 lei e foarte mult, nu te supăra pe așa-i. Așa-i. Nu știu exact, nu m-am dus în Belgia, n-am vorbit, dar o să vorbesc să văd la cât se pornește ca să ajungă la 8. Bine, și puterea de cumpărare a belgienilor, de exemplu, în comparație cu cea a românilor, și da, aici e altă problemă. Dar nu e posibil să dai 5 lei pentru porumbel la zbor și 8 lei pentru chip. Adică e scrânteală. Salut! Sănătate! Nu mi se pare normal. Deci eu cred că aici ar trebui să intervină federația, care totuși ia niște taxe, nu? Și ar trebui să faciliteze abilitățile astea cu ceasul. Dau un exemplu. Eu am luat un ceas Benzi. Deci aș putea să mă înscriu și să nu mă duc la desigilat. Dar pentru asta ar trebui să mai plătesc nu știu câte milioane pe an sau nu știu câte zeci de milioane pentru toată viața. Pentru ce? Dacă am plătit ceasul. Deci vorbim de amănunte. Da. Da. Vorbim de amănunte și lucrurile astea, amănuntele, ele se adună. Columbofilia a devenit un sport pretențios și scump. Costisitor, într-adevăr. Pretențios din și scump. Din ce în ce mai costisitor. Eu recunosc că tenisul, de exemplu, se poate face și cu tenis chinezesc și cu rachetă Regin și cu echipament de rahat. Dar dacă vrei, într-adevăr, să faci copilul campion, îi cumperi echipament normal, îi plătești orele de tenis. Înțelegi? Dar într-un fel sau altul, dovada că n-au apărut mulți e că federația nu se interesează. E același lucru la columbofili. Nu se interesează nimeni de condițiile columbofililor. Toată lumea se interesează cum să ia cât mai mulți de bani. De profit, da, așa e. Cât e profitul de mare? Eu înțeleg. Numai că columbofilia are un aspect social pe care toată lumea îl neglijează. Aspectul social al columbofiliei. Ea poate fi practicată până la o vârstă înaintată. Așa e. Într-un fel sau altul se poate, cum să spun eu, dar practic și de drept e vorba de felul de manifestare al oamenilor. Se întâlnesc. Înainte se întâlneau, erau prieteni, beau bere. Acum lumea ușor s-a înrăit. Acest concurs este împotriva înrăirii. Distanța fiind foarte mare, așa, nu există nicio răutate. Marea problemă a columbofilului aici este nu să câștige, ci să-i vină porumbelul.
Marea problemă a puștilor care vin este să câștige. El nu știe, e începător, dar vrea să câștige. Așa e. Ori mentalitatea asta cumva e dăunătoare, într-un fel sau altul. De asta în Portugalia se țin cursuri în școală de columbofilie. Belgia este în declin, Germania e în declin, Olanda, așa, dar practic și de drept Belgia de la 60-80 de mii a ajuns la 30. Gândește-te că în Germania, Barcelona mai zboară 1400 de porumbei, de la 8-10-12 mii. I-au întrecut polonezii care bagă 1800. Adică, da, da, într-un da, fel da, sau altul, dacă stai da. Să te gândești la tot fluxul mondial, într-un fel sau altul, columbofilia nu e în mare, în mare avans. Iar datorită războiului, acum suntem la pământ. Și cred că datorită coronavirusului. Deci, atenție, îi rog pe oameni să se gândească bine când se întorc la porumbei de 2, 3, 4 ani, să se gândească ce traseu au avut când erau pui, câte medicamente le-au dat ca să-i țină sănătoși, cum, ca să ajungă acum să-i piardă. Deci, ei sunt supraviețuitori. Da. Discutam cu Mihăiță în mașină, da? Deci avea 3 porumbei acum la fond, la un an, care aveau 3 clasări și care anul trecut în toamnă, la derbiul nostru, au venit în primii 10, toți 3. Și au rezistat până acum și acum s-au terminat. Astăzi trebuiau să vină, n-au mai venit. Ieri n-au venit, azi n-au venit. Și da. Nu cred că mai vin. Probabil, cine știe. Înțelegi? Deci, într-un fel sau altul, înainte m-a întrebat, e la 4-a pană, am zis nu-i băga. Erau 3 la a 4-a pană. Am zis, nu-i băga. Nu, trebuie să... Deci Mihăiță împărtășește aceeași poveste cu mine că boala aia prin care am trecut cu toții și mulți, n-am spus-o. Da. Efectul vedem acum. Înmulțirea antenelor și prin ce am trecut, ăsta e rezultatul. Deci oamenii să fie circumspect, să nu omoare toți porumbei și perechile. Că nu sunt ele vinovate. Da. Adică atenție, nu întotdeauna. Că la un moment dat eu vorbeam de colson, că mergeam la colson și mă uitam în volieră. La ce e? Deneburg. Câți ani are? 8 ani are. Arăt, hai mergem sus. El zicea, deci, hai mă sus să mergem. Arată-mi și mie un fiu din el. N-am. Ai un nepot din el? N-am. Și ce, dă-l în copac, fiam cu capul, l-am aruncat. Cumva vrei să-l vinzi cuiva? Ca să ce? Ca să n-aibă nimic? Deci trebuie să schimbi ceva, altfel rămâi așa, perechea, Deneburg cu Deneburg, adică da, practic da, și de drept da. Te îndemn pe toți columbofilii să facă o analiză toamna. Are un porumbel de 5, 6, 7 ani la matcă, e un original, dat pe bani mulți, să se ducă dincolo și să vadă. Și în funcție de asta să-l țină. Da, 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 corect, corect. În ultima instanță, cea mai mare licitație de anul ăsta, știi care a fost, nu? Deci, în Olanda, 1, 2, 3 la Barcelona, le-a luat un tip, da? Cu 3 porumbei. Toți 3 erau fii dintr-un porumbel cu 3 femele diferite. L-a vândut la licitație, 1 milion. Cred, cred. Dar și pasărea. Deci n-a vândut porumbeii care au venit, ci a vândut ăla care cu 3 femele diferite a luat locul 1, 2, 3. Tatăl, da, da. E, într-un fel sau altul, tot timpul columbofilia se schimbă, înțeleg? Da, vine cu ecuații noi, așa. Românul acuzat cu Barcelona, cu nu știu ce, a vândut femela. A luat-o, nu știu, cineva acum mi-a dat telefon. Luat-o Battenburg. Și acum, la nu știu ce concurs, a câștigat nu știu ce concurs cu fică din aia. Și într-un fel sau altul, românul s-a spălat cumva, pentru că l-acuzau de fraudă. Da, da. Eu nu-l cunosc, nici îmi scapă numele. Și calitatea produselor? Da, dar care a făcut un efect? E clar ca Bucaciu. Mi se pare că una din cele mai mari performanțe românești e aia lui Bucaciu, cu porumbelul ăla, de departe. Ușor așa l-au invitat la Uniune acolo, nu l-au urcat pe scenă, noroc că am făcut noi doi interviuri, eu de-aia l-am invitat. Da, da, da. Ca da. Să mai spăl din povestea asta. Da, exact. Adică e campionul Belgiei la fond și acolo și tu nu vrei pe scenă să-l arăți, când eu sunt în cârciumă cu colson, și la o masă sunt 4-5 belgieni. Și Colson zice, bea o bere cu Cărmăzan, fostul președinte. A, România, da, paf, se ridică în picioare, aplaudă. Bucaciu, bă, într-o cârciumă din Belgia. Da. Înțelegi? Ori noi aici n-avem nicio treabă cu povestea asta. Dar nu vreau să... Cum să-ți explic? Povestea pentru mine e foarte clară, că totul se învârte în jurul banului.
Ori eu toată viața mea cu Nicu Bizdrigheanu și cu oamenii și cu tine nu am umblat după să câștigăm din formule. N-am avut instinctul ăla de a câștiga. Uneori am făcut cadou, alteori am lăsat de la noi. Povestea cu Tartu. Au fost ani în care Tartu era așa. Dacă n-adunăm atâția porumbei, nu facem concursul. Și eu spuneam, nu e nicio problemă. Dacă eu l-am inventat, plătesc eu din buzunar. Transportul, da, așa e. E riscul meu. Tu ții minte. Celelalte cheltuieli. Nu adunăm. Da. Bun, dau din buzunar dacă sunt promotor. Da, da. Cât ne trebuie atât, asta e, ce să fac? Da. Înțelegi? Da, da, da. Deci nu pot să spui, bă, nu fac concursul dacă nu adun nu știu câte sute de porumbei. Bă, dacă îl faci și ți-l asumi, păi asumă-l și la câștig, asumă-l și la pagubă, înțelegi? Adică rămâne corect. Este clară. Corect. Nu poți să zici, dom'le, atât, atât, atât. Închei povestea cu Barcelona-România. Deci prima mișcare inteligentă care au făcut, au luat voliera lui Hermes. E o mișcare inteligentă, pentru că Hermes a câștigat acolo Barcelona, în zona aia. A doua mișcare, 50 de porumbei, fiecare echipă sau persoană, sunt 800 de locuri, da? Nu există niciun criteriu. Criteriul este doar dacă ești cu mine sau fără mine. Nu. Dacă tot faci chestia asta și o faci prin federație, e o chestie a românilor, a federației, și atunci trebuie să există un criteriu. Nu vor ăia primi 10 de acolo, nu-i nimic. Nu vor ăia primi 10 de acolo, nu vor ăia primi 10, dăm drumul la liber. Da, 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 da. Nu există niciun criteriu. Criteriul era că da, bun, Cosmin Olteanu, campion, e în regulă, ăla, campion. Eu dau telefon la Tânduc și cer telefonul lui Sorin Zamfir să fac și eu o echipă de 50. Am adunat niște băieți să fac. Nu mai sunt locuri. Nu mai erau lor. Nu mai erau. În condițiile în care ați avut niște rezultate? Am sunat pe Huzu și i-am zis, băi, ai 50 de porumbei, dă-mi și mie 5 locuri, 7 locuri de la tine. Bă, nu pot, că nu știu cine, nu știu cum, nu știu care. Atunci am înțeles, nu Tunduc a fost cel care n-a vrut, că Tunduc mi-a dat telefonul. Dar Sorin Zamfir zice, am niște vizitatori nemți, acum vă resun eu. Și nu mai mă sună nici în ziua de azi. După care pe căi ocolite am aflat că nu sunt locuri. Și ca mine, bănuiesc că au mai fost niște oameni. Sunt sigur. Pentru că eu vreau să spun ceva, luam pe Gică Stanca, luam pe Bădin. Înțelegi? Luam pe Nicu și făceam o echipă. Așa, proști cum suntem, cu Tartu. Da. Pentru că nu se poate câștiga Barcelona de acolo. Dar asta e o altă poveste pe care le-o spun eu, în veci. Pentru că Barcelona se câștigă cu un porumbel cu o poziție, cu un porumbel cu o relație. Are o poziție de cuib, are o relație cu crescătorul, are un fel de poveste. Acolo sunt toți la grămadă. Dai drumul ce? Cred că o să se câștige vreodată. Singurul avantaj este că o să se laude. Mi-a venit de la Barcelona, dar Barcelona pentru Germania e 1000 și ceva. Înțelegi? Deci nu văd scopul, iar încurajarea din partea federației e una benefică, dar federația dacă încurajează, ar trebui să stabilească algoritmul de participare. Pentru că e vorba de columbofilia română. Nu poți columbofilia română cu cine vrei tu, că vrea ăla. Cam așa se practică, adică da. Adică faci un algoritm, dacă algoritmul nu se rezolvă, dai liber. Da. Dar îți asumi România, Uniunea Columbofilă? Sau e un concurs privat și tu faci reclamă la un concurs privat pentru bani? E altceva. Mai degrabă. Bun. Deci, întotdeauna, cele mai bune